Se spune că era motoarelor boxer răcite pe aer a apus. Dar din nou BMW ne dovedește contrariu. În timp ce la producătorul german Porsche, acea eră s-a terminat undeva prin 1996, odată cu apariția gamei de modele Boxster și Carrera pe coduri 986 și 987, aici tradiția a continuat, însă cu o mică pauză, în ideea în care majoritatea boxerelor BMW au fost răcite pe aer și ulei și abia acum ultima generație de boxere de 1250 de centimetri cubi este răcită cu un radiator convențional de apă, cu pompă, cu antigel, cu toate cele. Dar, începând din 2021, au revenit parțial în gamă la o răcire pe aer și ulei pentru probabil cel mai mare boxer pe care l-au produs vreodată, un motor de 1802 centimetri cubi, 91 de cai și 158 de Nm. Dar nu e totul despre motor, ci despre motor, adică cu totul. Când spui un motor, te referi cumva afectiv la o motocicletă. Și asta pentru că, în general, achiziția unei motociclete impune foarte multă componentă afectivă. Sigur, te interesează puterea, specificațiile, partea practică, costurile, dar cu siguranță oricine, oriunde acolo, orice motocicletă și-a cumpărat, cred că majoritar a dominat partea asta de senzație și clar, la o plimbare moto te duci de plăcere în general, nu neapărat de nevoie și nu te gândești la consum, la tot felul de chestiuni, că bate vântul, că te doare capul, că e frig, că e prea cald și alte chestiuni din astea, care însă la anumite categorii de motociclete, cum este și aceasta, totuși încep să conteze atunci când faci drumuri lungi. E bine să alegi judecând și după alte criterii, nu numai impulsiv după cel afectiv, să spun așa. Și clar, dacă stăm să ne gândim la istorie, BMW este o firmă care are în spate o lungă serie de modele care de-a lungul timpului au dovedit ce era de dovedit. Este una dintre cele mai vechi firme producătoare de motociclete și a început activitatea undeva la începutul anilor 1920. Și cred că se mândrește în continuare cu chestia asta, mai ales că pe anumite componente ale motocicletelor BMW scrie Made in Berlin, pentru că sunt făcute acolo și motoarele și motocicletele, deși o mare fabrică pe care ei au avut-o și care a făcut boxere în trecut era la Eisenach, în partea care ulterior a ajuns RDG, Germania de Est, și după cel de-al doilea război mondial, acea fabrică evident a fost confiscată și au fost niște probleme, pentru că planuri de producție ale modelelor BMW Moto erau în acea fabrică și aliații nu aveau acces acolo. Mă rog, nu era o chestiune de război în esență, ci o chestiune de economie. Dar cu siguranță BMW s-a descurcat și pe partea de auto și de moto, având un capital majoritar investit de către o familie potentă cu bani din Germania, care a repus această firmă pe picioare în anii 60, dar mai ales pe partea de auto, pentru că dacă stăm să ne gândim, cea mai longevivă firmă BMW este Motorradu, producătorul de motociclete. Ei au început să facă mașini abia înainte de anii 70 și relativ recent, să spunem din anii 80, au ajuns să fie un producător consacrat premium de mașini. Dar cu siguranță pe moto aveau deja niște zeci de ani activitate în trecut. Sunt unii din pionierii motorului Boxer, care de altfel a fost dezvoltat de către unul din fondatorii Mercedes, dar n-a fost neapărat pus în practică și alte firme, precum Subaru, au ajuns să facă acel motor popular, pe parte de mașini cel puțin. Însă la moto, când spui Boxer, garantat te vei gândi măcar la BMW. Pentru că și Moto Guzzi a avut un format interesant și l-are în continuare, cu un Boxer de unghi 120 de grade montat longitudinal, și Honda a avut asemenea modele și în general toți producătorii au cam coafat cu chestia asta. Dar Boxer clar va fi BMW. Și astăzi prezentăm o motocicletă de touring foarte interesantă, care însă poate fi luată în patru categorii de caroserie, să le numim așa, nefiind neapărat diferite tehnic pe parte de motor, ci pe parte de nuanță, dotări și implicit feeling, senzația de condus, dar și prin preț. Contează și asta, fiind unul dintre factorii obiective ai unei achiziții auto sau moto, sau când vine vorba până la urmă de orice achiziție. Și e clar că el capitalizează foarte mult pe istorie și aici tind să le dau o laudă necondiționată, pentru că modelul ăsta seamănă foarte bine cu un R5 lansat în 1936,
unul din primele lor boxere performante și abia după anii 40, adică după terminarea celui de-al doilea război, au început să facă boxerele masă pentru producție. Însă acel model R5 a fost unul sportiv care are exact aspectul acestuia și au căutat să emuleze acel aspect, însă cu o tehnică modernă, pentru că printre altele această motocicletă, dacă vă vine să credeți, are adaptive cruise control, la fel ca pe mașină, frânează și accelerează automat și farul poate fi accesorizat opțional cu o funcție de autonivelare și cornering, fiind un far full LED, și asta înseamnă că motocicleta are un element numit IMU, Inertial Measurement Unit, un fel de cutie electronică ce măsoară toate cele 6 axe de înclinare ale motocicletei și poate în corespondență să regleze ABS-ul, controlul tracțiunii și funcționarea farurilor pentru această motocicletă, inclusiv toată electronica motorului și modurile de condus. Dar nu le vezi la prima vedere și important este că arată ca o motocicletă veche în cel mai bun sens. De exemplu, suspensia spate are o formă de basculă simplă și pare că n-are suspensie deloc, pentru că grupul, diferențialul spate, este rigid prins de basculă și bascula are doar un singur punct de sprijin, având un singur amortizor ascuns, care are și o funcție adaptivă pe această motocicletă, ce menține partea de preload a arcului constant. Dacă pui bagaje și pasager, nu se va lăsa de spate motocicleta și ambele amortizoare și față și spate au o tărie reglabilă mecanic individuală independentă, în sensul în care în funcție de cursa pe care amortizorul a parcurs-o, îi se modifică caracteristicile de amortizare. O componentă full mecanică, însă cea de nivelare, de preload, este electrică cu ajutorul unei pompe hidraulice cu motoraș electric, o chestie care deja a devenit un standard în industrie și cam toate motocicletele de touring îl au. Însă, nefiind o motocicletă foarte sportivă, nu intră în teritoriul reglajelor de suspensie și al modurilor de damping preload, că nu faci off-road cu ea, pur și simplu te urci și mergi la drum și nici nu are o putere atât de debordantă încât să zici că trebuie neapărat șasiul să fie reglat adaptiv, activ de către tine, rider. Și faptul că emulează trecutul mie mi se pare mult mai interesant. Modelul clasic vine cu niște tobe care seamănă foarte mult cu ce se făcea în trecut, cu tăietură verticală. Absolut totul este expus, cardanul, partea de cutie de viteze, diferențialul spate și totul pare foarte static acolo. Dar în realitate este o suspensie reală, care are cursă 120 de mm atât față cât și spate. Simulează oarecum o suspensie cu furca upside down, însă în realitate partea cu cartușurile respective de ulei și arcurile suspensiei sunt în partea inferioară, dar prin faptul că are o carcasă cromată în partea aceasta, pare a fi o furcă inversată. Din nou, integrarea unor tehnologii moderne cu un aspect poate mai vechi. Frânele sunt cu discuri de 320 de mm cu ABS integrat, adică înseamnă că atât la apăsarea pedalei cât și tragerea manetei se vor acționa simultan roțile, numai că fiind un sistem ABS activ, în funcție de viteză, senzor, unghi de înclinație, accelerație și așa mai departe, se poate calcula automat și repartiza forța de frânare între față și spate. Și așa se face că dacă apeși pedala puternic, vei putea aproape bloca roata spate. Deci te lasă să ai un control activ și nu e un sistem combinat adevărat în ideea în care se frânează egal ambele roți. Însă maneta acționează ambele roți. Și ce mai îmi place este că are atât slipper clutch, are un ambreiaj uscat, exact ca la mașină, cu placă de presiune, disc și toate cele, și asta înseamnă că trebuie să folosească un carter motor diferit de carcasă de cutie. Două uleiuri separate, două entități complet separate, unite prin niște șuruburi. Și pe lângă acel ambreiaj slipper clutch, care are o anumită limită de cuplu, adică la ud și când este alunecos și în momentul în care iei mâna din gaz, s-ar putea ca limita de cuplu a deblocării ambreiajului să nu fie atinsă. Și atunci este o componentă software care deschide clapeta de accelerație, în așa fel încât să nu genereze o frână de motor bruscă a motocicletei. Se numește MSR acel sistem. Are și un sistem de similare SP-ului, un fel de traction control al stabilității, adaptive cruise control, moduri de condus, fiind 3 la număr care au ceva caracteristici diferite pentru răspunsul accelerației și funcționările ABS-ului, dar în rest arată vechi, asta este interesant și pare că ar avea inclusiv carburație când te uiți la ea, fapt adevărat pentru motocicleta proiect pe baza cărei acest model stă. Și în gamă, dacă stai să te uiți, vei avea 4 modele din care poți alege. R18, care este unul foarte curat, nu are niciun fel de carenaj și are aspectul acela de
motocicletă custom în stil american, un fel de rat rod să-l numim. Pe urmă este modelul R18 Classic, care arată ca un chopper convențional cu aripă pe roata spate, două locuri, dar șaua destul de mică și fără un parbriz consistent, nu are acest ecran mare pe care această motocicletă l-are, păstrând niște ceasuri clasice, sub forma unui inel centralizat. Pe urmă, există modelele de touring, care se numesc R18 Bagger și acesta, care e un vârf de gamă, R18 Transcontinental. Astea sunt modelele de touring care deja oferă confort suplimentar, în sensul în care Baggerul are aceste side case-uri laterale, are șaua mai mare, dar nu la fel de mare ca acestui model, oferă suspensia asta cu setare adaptivă a preload-ului de arc pe partea din spate, poate fi echipată cu încălzire în șa, cu manșoane încălzite, cu tot felul de boxe și sisteme audio. Însă dacă vrei vârful de gamă, Transcontinentalul face exact ceea ce îi spune numele. E făcut pentru a traversa diverse zone teritoriale din lume, de la o coastă de Pacific la cealaltă, pentru că până la urmă este un model care a fost gândit pentru piața americană, unde din păcate nu a avut un succes răsunător și nu pentru că a greșit BMW cu ceva, ci pentru că americanii care fac touring sunt foarte tradiționaliști. Aia vor V, motoare în V, răcite pe aer sau pe, de preferabil pe aer, și întotdeauna vor alege motociclete americane. Adică o să-i vezi cumpărând Harley sau Indian și mai puțin modele asiatice sau nemțești. Însă, dacă stai să te gândești, motocicleta e un succes prin faptul că ne aduce aminte despre trecut într-o formă modernă. Sigur, interpretarea e un pic problematică în ideea în care este extrem de grea. Motorul boxer are un cuplu rotațional foarte puternic și trebuie să ai mare grijă la parcări și la acționarea marșarierului. Fiind o motocicletă grea, cu pistoane mari, sunt două pistoane care în total au 1802 cm, 1,8 litri, mai mult decât multe mașini din piață, nu poți să te înclini foarte mult cu ea, are o inerție foarte mare, nici puterea nu e foarte mare, doar că este bine optimizată pentru confort, pur și simplu la viteză pe autostradă nu bate vântul pe ea deloc. Este mai bine antifonată pe partea asta de zgomot și vânt decât un K1600 pe care l-am testat recent. Și dacă stai să te gândești la prețuri, unde cam domină, să spun așa, criteriile, pentru că e o diferență destul de mare în funcție de ceea ce alegi. Modelul de bază începe de pe la vreo 21.600, pe urmă acel clasic începe de pe la vreo 23.990, modelul Bagger e cam 27.600 și acest Transcontinental este 30.400. Însă peste aceste valori poți să vii cu opționale, în unele cazuri, în aproape 10.000 de euro preț, așa că această motocicletă poate să ajungă să coste în jur de 37.460 de euro, la atât am reușit eu să o configurez, pentru că poți alege pachetul 719, acel option 719 este un cod pe care BMW l-a folosit de la început pentru a regla personalizat motociclete, comenzile motocicletelor de pe vremea, adică dacă omul vroia, nu știu, cusătură pe șa, intra pe programul 719. Și tot așa, în ideea de a elogia trecutul, au păstrat această opțiune care se regăsește și pe alte modele din grup. De exemplu, această culoare și pachetul 719 de pe această motocicletă costă cam 2400 de euro. Este un colorit specific pe care BMW l-a mai folosit în trecut, fiind mai bine vopsite aceste elemente, poți să alegi diverse tipuri de jante cu o cromatică lucioasă sau atât pe parte de culoare argintie sau neagră, cât și culori mate, tot felul de forme de spițe. Poți să alegi elemente diferit colorate pentru ghidon, nu știu câte tipuri de cusătură pentru șa și foarte multe elemente configurabile estetic care nu costă nimic, însă sunt alternative, nu poți să le iei pe toate. Și îmi place chestia asta pe configurator, pentru că în final, după ce ai făcut toată configurarea, îți dă câteva zeci de opțiuni de aspect de caroserie care nu costă și îți faci tu cum vrei și iese un Lego frumos, adică probabil slabe șanse să vezi două motociclete configurate identic. Pe parte de sunet este excelentă, pentru că dacă tot are niște moduri de condus numite foarte ironic și mișto în esență, rock și roll, adică are modul rain cel mai cuminte, modul standard roll și modul puternic rock. Deci elogiază curentul de muzică rock și atunci era frumos și a fost deja implementat de fapt, că s-au gândit la ideea de a folosi amplificatoare și boxe Marshall, acel renumit producător de boxe de chitară,
cu care, de exemplu, cei de la Dire Straits, pentru a obține acel efect de sunet de chitară puternic din melodia Money for Nothing, au folosit în mod special niște microfoane și amplificatoare de la Marshall pentru a le înregistra cumva în serie și să obțină acel timbru pe care probabil nu o să poată să-l redea încă o dată și a fost folosit doar la înregistrare. Și ai un sistem audio standard cu două boxe simple și poți să alegi un Marshall opțiune 1 sau 2. Acel Marshall opțiune 1 presupune niște boxe suplimentare în partea de spătar și option 2 îți adaugă și subwoofer în partea de sidecase-uri. Și aici, dacă alegi acest opțional, topcase-ul care este disponibil doar pe această motocicletă, care apropo are o fixare mult mai bună decât la K1600 și are un sistem de amortizoare pe niște elemente de cauciuc ca să nu transmită vibrație, scade un litru în capacitate, de la 48 la 47, pentru că spatele boxelor ocupă acel loc. Iar sidecase-urile scad în litraj de la 27 la 26,5. Așa că avem ceva spațiu de depozitare, ele sunt alimentate pe sus, așa că nu poți să bagi lucruri foarte late în ele și din ce văd nu prea intră o cască în partea din spate, dar poți să pui oricum suficiente bagaje pentru un drum normal cu această motocicletă. Pe urmă, poți alege, de exemplu, cruise controlul adaptiv, poți să alegi farul adaptiv, proiectoare suplimentare, diverse design-uri pe partea de semnal, mai multe modele de șa, înălțimea standard fiind 760 de mm, una coborâtă are 740, înălțime standard totodată la celelalte modele, ai un sistem de conectivitate cu telefonul și cu aplicația BMW Connected vei putea să emulezi ecranul pe un display de 10.25 și poți să ai o navigație în stilul Android Auto sau Waze, pentru care din păcate trebuie să ții telefonul pornit și o să arăt asta în partea cealaltă a prezentării, dar important e că păstrează totuși aspectul vechi de ceasuri rotunde, turometru, vitezometru, un indicator de rezervă de putere și nivelul de combustibil. Și muzica într-adevăr se aude top, adică în multe situații de mers în trafic nu poți ține sistemul la volumul maxim pentru că se aude mult prea tare și cred că deranjează pe cei din jur. De asemenea, poți să ai încălzire separată pentru locul din spate, are un buton specific acolo, acționare din meniu pentru încălzirea mânerelor și a zonei de la șa, un sistem infotainment care este integrat și are aceleași comenzi ca la orice model BMW și multe nuanțe precum niște protecții de vânt care sunt minuscule la aspect, însă fac diferență majoră la mersul pe autostradă. Cu ele închise, efectiv te zboară vântul în zona asta de burtă, dacă le-ai deschis nu mai simți absolut nimic, nici măcar nu mai flutură cămașa mers, deși la viteze de alea totuși folosiți o geacă că ar trebui să fie mai safe chestia asta. Și legat de motor, este un design care merită toată lauda pentru că, la fel ca modelele din trecut, este de sistem overhead valve, în ideea în care cel mai depărtat element din chiulasă este supapa, nu arborele cu came. Și el este un motor cu 2 cilindri boxer care merg în contră. Pentru rigiditate s-a adăugat un cuzinet în centrul arborelui cotit ca să stabilizeze toate masele astea și are o distribuție pe lanț plus tacheți cu tije, cu pushrods, cum se numesc în engleză, adică arborele cotit are un lanț în jos pentru pompa de ulei pe două trepte și un lanț în sus care arată exact ca unul de mașină, în sensul în care peste motor, în părțile laterale, în bloc, pentru că acolo nu este chiulasa, se află doi arbori cu came. Și acei arbori cu came nu acționează direct niște supape, ci prin niște pastile și o serie de tije, acționează niște culbutori care la rândul lor apasă supapele de admisie și de evacuare, câte 4 la număr pentru fiecare chiulasă, unde se află și două bujii pe cilindru și un sistem de injecție multipunct cu o clapetă plasată centralizat. Și reglajul de culbutori se face ca pe vremuri cu leră și cu șurubelniță. Pentru că așa erau modelele alea făcute și până la urmă este un motor de turație mică, precum unul de mașină și nu necesită neapărat cine știe ce tehnologii foarte elevate. Și practic folosește în continuare chestiuni moderne cum ar fi cămăși învelite nicasil pentru a avea o frecare mică, niște segmenti special pentru a avea o frecare redusă și un sistem foarte interesant pentru partea de transmisie, pentru că ambreiajul în continuare este exact ca unul de mașină uscat. Transmisia se află în altă carcasă cu alt ulei, unde se află 4 arbori. Unul este cel care intră de la motor, fiind legat direct de partea de ambreiaj. Pe urmă sunt 2 arbori contrarotativi care conțin efectiv cele 6 trepte și un arbore final este cel care conține ieșirea. Și pe traseu se află un arbore intermediar ce poate utiliza funcția de marșarier, în sensul în care apăsând o clapă care din păcate nu este pusă foarte practic, pentru că trebuie să te înclini după ea și s-ar putea să scapi motocicleta pe loc, se activează un cuplaj care leagă demarorul motorului de a
transmisie și în felul acesta când acționezi butonul de start, motocicleta o ia cu spatele. Când redai acea manetă pe poziția normală, care în mod foarte mișto seamănă cu acea manetă de rezervă de combustibil de pe motocicletele vechi, se deconectează mecanismul și vei putea să folosești din nou cutia de viteze. Există și o manetă convențională cam atât care poate fi montată ca să ai marșarierul la nivelul rezervorului și la mi se pare mult mai convențional. Și cam atât în linii mari despre motor, pentru că vreau să mă axez pe ce înseamnă partea practică a acestei motociclete, cum arată, cum se stă pe ea și mai ales cum funcționează meniul și cum se conduce. Așa că mai durează un pic prezentarea ei de jur împrejur și o să facem partea de test drive. Până să mă urc pe ea și să arăt toate chestiunile astea, hai să vedem cam ce statură am eu pe această motocicletă și niciodată să vă urcați așa. Nu vă urcați așa, veniți de pe partea cealaltă, dar am făcut-o pentru filmare. În primul rând, este foarte grea, adică ca să o ridici de pe cric trebuie să te smulgi energic și trebuie să stai cu baza foarte lată în picioare și de asta zic că marșarierul acela este o problemă, pentru că tu în momentul în care trebuie să te apleci după el aici, automat trebuie să aduci piciorul înăuntru și s-ar putea să înclini motocicleta și să o scap, mai ales dacă ești cu pasager. Mie mi se pare că are o poziție destul de joasă. Pentru mine la 1,90 înălțime, faptul că are picioarele plasate puțin mai în spate, pentru că n-ai cum să le pui mai în față din cauza motorului boxer, nu reprezintă o problemă, se stă exact ca pe scaun. Parbrizul este excelent, nu simți absolut nimic la nivel de cască sau piept. Vizibilitatea e foarte bună, pentru că totuși bordul acesta este destul de jos. Și per total ergonomia este una reușită, așa că hai să o vedeți și voi cu ochii voștri. Culoarea de bază este în jur de 460 de euro, fiind un albastru sau maro. Dar ce vedeți voi aici este o culoare opțională care poate veni în două tipuri de pachete. Option 719 alb mineral sau Mauve Galaxy argintiu titan, cum este aceasta, și culoarea 2380 de euro ca opțiune de pachet, pentru că include și elemente de caroserie și partea de elemente fixate, unde ții picioarele, tot felul de detalii din acestea. Și ca opțiuni individuale vei putea pune un pachet bilet, adică din aluminiu forjat de vreo 960 de euro, o opțiune de șa mai bună de 410 euro, sistem de alarmă 240 de euro, cam așa, un asistent de pornire în rampă, adică Hill Start Assist, pentru care modulul acela de ABS, care e vreo 100 de euro, un bușon de rezervor cu cheie, care funcționează tot așa la fel ca pe vremuri, cardanul, fie argintiu, fie, dacă vrei să fie negru, încă 90 de euro, niște detalii vopsite manual, farurile adaptive sunt incluse pe această variantă, poți să obții o garanție extinsă de 4 sau 5 ani plus un pachet complet de servisare pe 5 ani, deci odată plătit nu mai plătești nimic pe partea asta de mentenanță a reviziilor. Jantele pot avea un design contrastant, poți inclusiv să alegi fără cost un pachet de limitare la 35 de kW, adică pentru categoria de permis a 2, lumini de zi, sistemele de audio, sisteme audio Marshall cu 2, 4 sau 6 boxe în funcție de variantă, o opțiune din asta de design cromat, care are și un preț destul de mare, vreo 1450 de euro, sistem de monitorizare presiune în pneuri cam 230 de euro, un scaun de șofer mai înalt, cam 380 de euro și cel mai scump pachet de mentenanță pentru 5 ani este 1280 de euro. Și ceea ce vedeți voi aici, în linii mari, are un preț de listă cam de 34.000 de euro, dar depinde la cât o negociezi, cum o configurezi și hai să vedeți cu ochii voștri dacă vă place. Foarte mișto arată cheia, care are un aspect similar cu rezervorul motocicletei și are și această cheie fizică pentru care ai acces la tot felul de zone de depozitare. Motocicleta are și alarmă, deci se poate încuia de la stemă și în momentul acesta este complet deschisă. Ca să o deschizi, ori apeși acest buton, ori folosești butonul acesta de lacăt de pe ghidon și când e pornită îți arată și un martor în partea din față. Ca să deschizi top case-ul acesta, apeși butonul ăsta ca să sară clapa de aici și după aia când tragi, capacul se deschide complet. Are un sistem de balamale cu excentric și aici putem vedea de ce are cu un litru mai puțin capacitate, pentru că sunt acele boxe. În partea asta are un capitonaj și nu este foarte înalt, dar rucsacul ăsta al meu vă asigur că este mare. Și am toate echipamentele în el și încape fără niciun fel de problemă în această parte. Pe urmă, pe partea laterală, sunt aceste side case-uri care au și ele boxele acestea. Poți să închizi fizic blocarea lor aici sau
la o apăsare mai puternică pe acest buton, care în unele cazuri nu merge atât de ușor, doar pe partea dreaptă mi s-a părut că merge ușor. Dacă bagi, de exemplu, cheia în el, va sări această clapă și vei putea deschide cu totul capacul acesta, care are și o mică funcție de limitare a deschiderii. Adâncimea este cam așa ceva și el are 27,5 litri, dacă vă dați seama în numere ce înseamnă din punctul ăsta de vedere. Cu cheder, deci nu va fi problemă să plouă în ele, iar în partea laterală de aici, evident, un sistem similar, în oglindă, care ne arată faptul că poți să faci ceva touring fără mari probleme. Pe partea de pasager spate, șaua asta este lată, foarte moale, inclusiv în zona de spătare, este o spumă ca lumea. Cotiere ar fi putut să aibă puțin mai lungi, depinde fiecare cum preferă. Iar în partea inferioară sunt aceste boxe, iar toată zona asta de aici este încălzită. Pasagerul are și un mâner aici pe unde de care poate să se țină. Și cred că opțional se poate monta și un spătar din acela pentru șofer. Iar în partea de aici există buton separat de încălzire pe două trepte pentru partea asta de șa. Și dacă ne uităm la șaua față, e clar că e suficient de lată. Ce-mi place este că are forma așa, adică nu te aruncă în față sau în spate și nu simți nevoia să te tot reașezi la drum, ceea ce îmi place, pentru că asta înseamnă că este confortabilă. Dacă tragi de acest capac, care are niște prinderi cauciucate în partea asta laterală, aici se poate vedea bateria motocicletei și în partea superioară este elementul care se ocupă de purjarea vaporilor din rezervor, acel evap canister, și în partea de sus aici este capătul suspensiei spate cu motorașul acela de reglaj, care ascunde cu totul practic funcționarea suspensiei. Ea este o suspensie reală cu mișcare cu basculă, doar că e ascunsă și nu îți dai seama. Și pe partea cealaltă avem un capac într-un stil identic, care ascunde modulul ABS, ce se poate vedea în partea asta, și o serie de conducte. Adică cele două conducte care vin din față, o conductă este maneta de frână și cealaltă conductă este cea care duce către etrierele față. Și în partea din spate, aici, putem vedea conducta care vine de la pedală și conducta care se duce la etrierul spate. Și unitatea asta are un bloc de valve hidraulic care poate să lege între ele aceste frâne și să le facă într-un stil combinat. Aici puteți vedea și nuanța de vopsea. Și pe un BMW serie 1 am văzut din fabrică o asemenea nuanță, care, clar, la o zgârietură e destul de greu de refăcut. Cardanul iese în partea asta din spate, se poate vedea că e expus și arată foarte bine cu această cruce cardanică. Toate elementele sunt metalice, masive, inclusiv partea asta de pedale. Și ce îmi place este că totul e expus. Vezi motorul. Boxerele vechi au avut totdeauna o curgere orizontală, adică intră aerul prin spate, ies gazele prin față. Cele noi, răcite cu apă, au o curgere verticală, intră aerul pe sus și ies gazele pe jos. Și asta înseamnă că amplasamentul supapelor diferă. Practic fiecare din aceste tije acționează supape de evacuare pe partea asta și de admisie pe asta. Și ele sunt plasate așa, două supape de evacuare, două de admisie. Deci fiecare din ele dă într-un culbutor care are reglajul specific pe partea aceasta. De asemenea, capacele astea pot fi satinate din aluminiu, cromate, lucioase, tot felul de opțiuni. Iar pe partea laterală aici avem un schimbător care se acționează cu călcâiul pentru viteză superioară și este infinit reglabil cu ajutorul acestor șuruburi, adică tu poți să spui pedalele astea la orice unghi. Aici este o priză suplimentară de 12V și ăsta este mecanismul de marșarier, care arată precum unul de rezervă de combustibil. Adică așa e marșarierul și în partea asta este viteza pe mers normal. Protecții de vânt, în partea aceasta, dacă ne uităm, avem dispozitivele astea care nu vă dați seama câtă diferență poate să facă la viteză și inclusiv astea au o funcție de paravânt. Parbrizul nu este reglabil, însă e suficient de mare cât să facă vântul să te ocolească. Ăsta este senzorul de Adaptive Cruise Control, farul pe LED cu un cântar din acela dinamic, care ca un fel de gimbal, și asta înseamnă că echilibrează în limita vreo 35 de grade înclinația motocicletei și menține orizontul constant, la fel ca pe K1600. Proiectoare și semnalizări, jantele pe față sunt pe 19 cu lățime 120 și în spate sunt lățime 180 cu
diametru de 16, iar în partea de jos acolo avem un radiator de ulei care asigură efectiv răcirea motorului, pentru că el are chiulasele răcite și cu aer, având aceste zăbrele, dar și cu ulei. Așa că nu ai indicator de temperatură, dar mai mult ca sigur că motorul se supraîncălzește dacă se ajunge la acea situație, o să ai un mesaj în bord, dar neavând antigel, nu ai indicator de temperatură. Este cu normă Euro 5, așa că are sonde Lambda, cu Linear Air Fuel Ratio Sensor se numește în engleză, așa că stă bine și pe partea de protecție împotriva poluării. Foarte solid cadrul acesta spate, nu tremură deloc top case-ul sau partea laterală și tobele sunt cu capete ovale în partea din spate sau rotunde de fapt, pentru că modelul clasic și cel standard de 18 simplu au niște fante verticale care arată mai bine, dar n-ar fi putut să fie montate aici. Și acelea sunt puțin mai sexy, să spun așa, în ideea în care totul este vizibil. Aici nu veți pe deplin diferențialul spate și cardanul, fiind ascunse de aceste capace, dar fiți fără grijă că oricum eu am tras niște cadre și le-am inclus în această prezentare. Și un lucru foarte interesant s-a întâmplat astăzi. Acum, în timp ce mă pregăteam de filmare, a trecut prin față strămoșul acestui model, pe care l-am captat într-o serie de secvențe video, pentru că omul a parcat undeva lângă în această parcare, și e vorba despre modelul R1200 Cruiser, care a fost fabricat între 1996 și 2004, dacă mi-aduc bine aminte, fiind bazat pe modelele R1200 GS și RT de la acea vreme, care foloseau acea suspensie cu basculă pe față, un telelever și pe spate un paralever, exact ca modelele boxer din vremea respectivă, aveau un motor boxer de 1.2 cu specificație mai mică decât acesta, dar spiritual este strămoșul acestui motor și puteți și voi să vedeți în cadrele respective comparația dintre aceste două modele prin faptul că seamănă. Are mulți competitori pentru că vei găsi modele precum în istorie Yamaha MT-01, care e tot așa o ciudățenie din asta, dar nu arată ca un cruiser, ci seamănă mai mult cu un naked, cu motor în V, dar cu bascule de motocicletă sport. Sunt modelele Triumph Rocket, ai de asemenea modele de la Indian și Harley-urile CVO, care sunt tot așa în competiție directă cu acesta pe parte de touring. Mai fost Yamaha V-Max, care avea un V4 de aproape 200 de cai, mult mai puternică decât aceasta, dar cu un aspect similar. Am putea include oarecum și Ducati-ul Diavel, care e un cruiser puternic, mult mai puternic decât aceasta, dar tot așa cu o prezență impozantă. Honda, de exemplu, nu are un competitor direct pentru această motocicletă și, de asemenea, Kawasaki nu cred că mai face în prezent modelele acelea Vene, clasic, de mărime mare, de ajungeau aproape la 2 litri cilindre, care tot așa avea un aspect impozant și a mai fost unul care mie mi-a plăcut foarte mult, Suzuki Intruder 2800 sau în setarea sa Boulevard 109R de America, care veneau atât în format clasic cât și în format sport. Și evident, Harley-ul V-Road, care a fost un cruiser neconvențional făcut cu ajutorul celor de la Porsche. Deci, umple multe locuri. Problema e că americanii sunt prea tradiționaliști și ei nu o să cumpere masiv genul ăsta de motocicletă. Am verificat personal pe forumuri și, în general, cei care le-au cumpărat sunt niște oameni puțin mai deschiși, care nu fac neapărat doar touring. Vor să meargă și de zi cu zi, dar stilul ăla Hells Angels clasic întotdeauna o să aleagă o motocicletă americană să dea, care, din punctul meu de vedere, oricum este incomod. A mers pe un Harley Electra Glide cu o vechime de aproximativ 10 ani și este mult mai greu de condus decât aceasta. Vibrează. Dacă îți place chestia asta și așa pentru o idee de plimbare relaxată, e interesantă. Însă, din păcate, pe termen lung, e greu de condus, foarte, foarte grea. Vibrează, nu vezi nimic în oglinzi pentru că tremură toată și mi se pare că la un moment dat poate să devină o experiență obositoare. Așa că totuși la modelul ăsta s-au gândit și la chestiuni practice până la urmă. De la aceste comenzi din partea asta blochezi sau deschizi încuietorile, contactul motocicletei este de aici, butonul de start, stop și de marș arier. Controlul pentru meniuri este din aceste butoane cu această rolă care este prezentă pe toate modelele, semnale cu autoanulare care folosesc diferența de rotație dintre rost ca să-ți dea seama după ce ai luat curba, butonul de claxon, cel de lumini și butonul pentru pilotul automat plus funcția de reglare a distanței, deci partea adaptivă. Și în rest,
Dacă punem contactul, ecranul acesta învie cu totul și în partea de aici avem un dispozitiv care poate să încarce smartphone-ul, doar că pe cablu. Adică aici este o mufă USB Type-C, bagi cablu prin partea aceasta și e clar că un telefon mai mare ca ăsta nu o să intre toate mărimile de telefoane. Un Samsung mărime 9 sau un iPhone 13 nu cred că intră în acest spațiu. Ăsta este un Galaxy S21. Și bordul motocicletei arată cam așa ceva. O să încerc să aduc motocicleta la nivel drept ca să puteți să vedeți și voi tot drept imaginea. Așa, ca să nu stați cu capul întors la televizor. O să închid acest flap, s-a conectat telefonul. Problema este, singura chestie e că trebuie să rămână ecranul deschis. Și dacă, de exemplu, eu acum blochez telefonul, navigația va funcționa sub formă turn by turn. Adică așa, se dispare partea asta de hartă și o să-ți rămână o ghidare cu săgeți și busolă. Însă, automat, mobilul se reactivează prin această aplicație, așa că nu va avea cum să se închidă și este și ventilat acest compartiment. De asemenea, prin apăsarea acestui buton, aici se deschide accesul către rezervor, iar display-ul acesta este controlat cu ajutorul butoanelor. Pe tasta de meniu, în momentul în care te duci sus aici, ai un afișaj care poate fi lăsat liber, așa, și nu prea ai niște informații pe el pentru că ai ceasurile clasice pe care le putem vedea în partea aceasta de aici. Și dacă dai în partea dreaptă, poți avea două trip computere, funcția de Navi care este afișată cu cartuș din acesta mic și partea de radio, că apropo chiar se aude tare dacă dai. Nu poți sta pe loc cu volumul la maxim nici cu cască pentru că se aude mult prea tare. Și dacă te duci pe tasta meniu în sus, vei alterna niște parametri, cum ar fi nivelul de combustibil, rulajul motocicletei, trip 1, trip 2, consumul mediu 1 și 2, timpul 1 și 2 de parcurgere, timpul de odihnă, viteza medie pentru cele două computere, sistemul de presiune în pneuri și autonomia exprimată în kilometri, nu numai în scală din aceea. Și în partea de sus, dacă te duci pe buton, de fapt de jos, aici setări pentru vehicul, unde intri, de exemplu, și poți vedea diverse voltajul de la baterie, presiunea în pneuri, cele două computere care pot fi resetate atât automat cât și individual, adică fiecare din parametrii ăștia pot fi resetat separat. Și aici este sistemul de presiune în pneuri, câteva informații suplimentare și partea de service. Pe urmă ai radio, unde poți selecta FM, AM, toate cele, navigația, care se vede foarte frumos și poți avea o hartă întreagă precum aceasta, sau dacă te duci pe ecranul principal, o vei vedea parțial. Și ajută pentru că poți să vezi și computerul de bord în paralel cu această hartă. Media înseamnă conectarea cu telefonul, muzică sau, din păcate, nu poți să pui și stick USB. Poți conecta încă două căști. Asta înseamnă că vei avea conexiune Bluetooth și există două antene în zona asta. Una pentru Bluetooth cu căștile și una de conectivitate Bluetooth cu telefonul și antenă wireless. Iar la setări, destul de sumar locul, ai funcțiile de asistență, cum ar fi cruise controlul și hill start assist-ul, partea de încălzire pentru mânere și șa, setările de vehicul, sistemul de alarmă, iluminatul automat, setări de sistem precum limbă, dată, conexiunile, display-ul pentru luminozitate și ceva informații suplimentare și parte de software sau chestii de resetări. Și atât, pentru că restul motocicletei e făcută pentru a fi condusă. Foarte frumos logo-ul acesta cu boxer aici și vederea e chiar una bună, adică vezi bine prin parbriz, zona asta nu este foarte înaltă, materialele astea sunt moi, deci nu chiței plasticele astea foarte solid făcute aici, ai și o priză de 12V în stilul acesta clasic de BMW și dacă dăm ok o să auzim motorul acesta în toată splendoarea lui, doar că trebuie să trag și maneta de ambreiaj. Și are un cuplu de rotație foarte puternic, adică dacă nu stai cu picioarele așa, în momentul în care tragi de accelerație, cazi de pe loc. Și la pornire neapărat trebuie să stai lățit, pentru că din rotația aceea motocicleta se va răsturna garantat. Cruise controlul cu pornire de aici, funcție de creștere sau scădere viteză, controllerul acesta, manetele cu reglaj hidraulice ambele și niște oglinzi clasice rotunde ca pe vremuri. Hai, dragilor, să-i dăm drumul. Am venit pe drumul uzual, unde e liber și pot să dau
reprize mai hotărâte decât pe DN1. Însă nu e o motocicletă rapidă, însă este foarte confortabilă. Singura chestie e că e grea și nu că am eu puține chile, dar chiar e greu de ținut. Și dacă vrei să și bagi marșarier, trebuie să ai foarte mare grijă cu acest mecanism. Când o pornești, cât mai late picioarele în bază, pui contactul, tragi ambreiajul și are un cuplu de rotație foarte puternic la această pornire. Acum dacă aș vrea să dau cu spatele, cu mare grijă, apăs această clapă, se activează R și în momentul în care pulsez aici, starterul motor acționează destul de brusc motocicleta, trebuie să faci cumva în trepte mai bine, numai că mare grijă și în momentul în care e pantă va fi mai dificil, mai ales în înclinație laterală. Trebuiau să pună clapa asta undeva pe bord, aici era mai simplu, deși recunosc că arată mult mai sexy în partea de jos. Și schimbătorul se acționează prin călcare. Însă odată ce te-ai pus în mișcare, este ușoară ca un fulg. Având turometru și vitezometru gradate ca la mașină, ți-e foarte uzual, să zic așa, să schimbi treapta, pentru că plaja de turație este identică. Motocicleta are tot timpul 150 de Nm cuplu, de la 2000 la 4000 de rotații pe minut, adică acolo unde stai uzual în depășiri, și la în jur de 4750 are 91 de cai. Dar e clar că e un motor cu o rezervă mare de putere și de-aia are și indicatorul ăsta aici. Însă la un cruising constant nu va folosi mai mult de 25% din această putere. Frânarea este bună, numai că trebuie să tragi mai tare de manetă. Și acum vom vedea o repriză hotărâtă, pe modul rock, adică cel mai intens. Foarte ușor de schimbat viteza și per total condusul motocicletei e ușor, însă trebuie să ai, să înveți să schimbi cu călcâiul, să nu ai tendința să bagi vârful sub schimbător pentru că nu are loc, însă poți să-ți reglezi pedala dacă chiar vrei, poți demonta una din pedale și să folosești un schimbător, adică partea din față convențională. La curbe necesită un pic de aruncare motocicleta pentru că e masivă. Și evident că nu se va înclina la fel de mult ca un model convențional, dar cu siguranță nici nu-ți vine să faci chestia asta având în vedere că este destul de masivă și are o inerție mare. Și e o plăcere să o conduci la modul real. Acum că va fi, e tempo mai lent și nu bate vântul atât de tare, nu știu microfon cum se aude, dar eu nu simt deloc curent în zona asta de aici, o să comunic consumurile. Am mers în oraș foarte aglomerat, am prins, am avut 8-2 consum. Dacă însă prinzi liber, ai semafoare pe verde și te deplasezi cel puțin 700 de metri între ele în mers, măcar cu 40-50 de km pe oră, adică ajungi tu în treapta 4-a, consumul e cam de 6-5-6-8. Dar clar, n-ai ce să faci în oraș cu asta, e mult prea mare, e greoaie, nu poți să te bagi între mașini, faptul că e grea îți împiedică dansul ghidonului, să spun așa. Și aici vedem ceva foarte frumos, pe care mi-ar plăcea să-l filmez cât de curând. Hibridul, cel mai scump, există și 5 Viveo. Iar pe consumul de DN1, am venit din Snagov până la intrarea în Băneasa, 5%. Dacă însă îi dai mai tare galop și crești viteza, se duce în jur de 6-6-2. Doar că asta înseamnă să încalci viteza de rulare și eu am mers cu traficul. Cum a mers traficul, a mers și eu și consumul final a fost 5. Viteza medie de deplasare în oraș am avut cam 9 km pe oră pentru consumul ăla de 8-2 și undeva în jur de 17 pentru cel de 6-5 ca medie. Iar pe DN1 am avut 76 de km pe oră viteză medie și pe autostradă la 140 la oră cu pilot automat activ, media 137 de km pe oră, că au mai fost și situații când am frânat, am avut un consum cam de
6,769 în intervalul ăsta. E o motocicletă care are 415 kg. Până să te urci pe ea, în talonul românesc scrie că are 517 kg greutate totală, dar e calculată cu tot cu șofer, părerea mea. Deci e grea oricum. Are o rezistență mare la înaintale, având în vedere parbrizul, deci nu o să obții consumuri de motor mic. Are și aproape 2 litri, dar pentru segmentul de touring e corect. Și Africa Twin tot pe la cifrele astea stă la fel și cu ca 1600 și Goldwing. Tot în jur de 6.2, 6.4, 6.7 în intervalele astea sunt. Și cutia de viteză este foarte rafinată, chiar au rafinat-o, nu mai are cloncănitul acela specific. Și pur și simplu când te-ai pus pe bandă poți să mergi cu a 6-a cu 1000 și un pic de turație exact ca la o mașină, doar că nu trebuie să accelerezi forțat, pentru că totuși are o senzație de subturare, adică acum vibrează. E păcat. Dai două inferioare. Ai accelerat la viteza dorită și ai frumos acolo deplasarea. Și consumul mediu de când merg cu ea e 6.5. Pe o distanță de 7-7 de kilometri, ceva de genul, și 6.4 consum mediu, 56 viteza medie. Astea sunt așa, detalii statistice, nu cred că contează cel mai mult. Și îmi place la nebunie că nu bate vântul, deci dacă închizi chestiile astea de aici, simți foarte tare curent în zona pieptului. Poate vrei totuși chestia asta ca să te răcorești. Doar în momentul în care faci touring, le deschizi complet și în momentul acela nu mai ai niciun fel de vânt, nici măcar în zona asta a parbrizului nu bate vântul. Și ceva ce trebuie arătat neapărat la motocicleta asta este pilotul automat adaptiv, pe care îl putem activa acum, de exemplu. Este pornit și dacă setezi 90 de km pe oră, pe măsură ce mașina din față accelerează, și motocicleta mea accelerează. Și foarte important este că nu se dezactivează când schimb viteza. Nici în sus, nici în jos, nici dacă sar 2 sau 3 trepte. Adică pot să merg și cu a doua cu 64 la oră, pot să dau a patra. În momentul în care am pus semnal și mă înscriu pe bandă, ea accelerează până la viteza setată. Și poți de asemenea să reglezi distanța pe 3 intervale. Iar pentru oprire, ori acționezi una din frâne, ori rotești maneta de accelerație înspre față. Și îmi place că anularea pilotului automat se face foarte progresiv, fără ca motocicleta să dea nas, cum se întâmplă de exemplu la majoritatea modelelor Honda de touring, unde ai un șoc în momentul în care îl închizi, mai ales la viteză mare. Dar astea sunt mici nuanțe. Și eu de-aia prefer când opresc pilotul automat să fac așa, îl țin activ și să zic merg cu, nu știu, acum 80. Accelerez și pișc un pic frâna și îl opresc practic în timp ce sunt în accelerație ca să nu am acel șoc special. Să-ți eliberezi bordul să fie doar motorul boxer afișat, poți să afișezi și harta de navigație dacă ai telefonul conectat în partea asta de aici. Ai și luminile adaptive plus buton suplimentar pentru proiectoare, care înseamnă că îți aprinde de aici suplimentar cele două lămpi de față, chestii care se văd noaptea. Poți să trag și niște cadre cu farul noaptea ca să se suprapună peste filmare. Din păcate, claxonul nu e nu foarte masculin, mă așteptam să fie mai fanfară, așa cum e la K1600 și el se aude cam așa. Și este pe singură parte aici. Ar fi fost frumos să fie cumva mai stereo așa, dar oricum își face treaba, chiar se aude tare. La deal Cascania, la Vale Cascania, asta e o poreclă nouă pe care am auzit-o, o zicală de fapt. Sau că tirurilor Saviem le place umbra, valea și parcarea. Dar cutia de viteză este de-a dreptul excelent, adică chiar au lucrat la interioare pentru că n-are niciun fel de hop, nu cloncănesc, la fel cum se întâmpla la cutiile de boxer mai vechi și asta o face foarte ușor de condus și în ciuda faptului că este o motocicletă mare,
atât cu inerție din partea motorului, cât și din partea greutății, nu vibrează. Adică acum, așa cum merg, nu simți nimic în ghidoane sau pedale, deși recunosc că pe autostradă, la 140 la oră, are un bronțăit specific în pedale și tind să, să simți nevoia să-ți muți puțin tălpile ca să nu te mănânce. Dar, într-un fel, îmi place chestia asta pentru că nu amorțești și prin faptul că schimbi viteza și cu vârful și cu călcâiul, îți ridici piciorul și îți exersezi mușchii și nu amorțești în mers, cel puțin la piciorul stâng. Și asta tind să apreciez, adică formatul ăsta de schimbător mi se pare mult mai practic, mai ales că dacă e să conduci în Adidas, nu îți strici și vârful, nu-l murdărești pentru că apeși doar călcâiul. Cineva a avut o zi nasoală? Are în continuare. Și oglinzile astea rotunde sunt adorabile, deci mi se par așa frumoase. Mi-aș pune și eu la motocicleta mea, mai ales că am niște porcării de oglinzi luate de pe net, pentru că cineva mi le-a furat pe alea originale. Altă chestie, pilotul automat nu detectează mașini oprite, adică dacă vine un cap de coloană, ea nu va frâna automat și te lasă pe tine să faci chestia asta și e foarte bine. Pentru că nu e ok ca tu să automatizezi complet treburile astea și să stai pe aici, să te uiți. Deci în continuare el te ține antrenat în condus. Acum frâna, de exemplu. Și maneta e foarte tare în momentul în care pilotul e activ, în momentul frânării. Și ce mai e mișto la pilotul automat este că ține viteza constantă și la vale. Dacă tu ai seta 60 la oră și panta permite viteza de 80 prin cădere, nu te lasă să mergi cu 80, ci îți frânează automat. Adică e un cruise control dinamic în standard și adaptiv opțional. Menționez că m-am dat cu această motocicletă și pe circuit, unde am putut să merg cu viteză maximă și mi-a fost teamă pe viraje acolo, dar sunt strânse, sunt niște viraje rapide de circuit, oricum pe stradă mi se pare foarte ușor de folosit. Și o să auzim un pic de soundcheck în pasajul ce urmează. Îți aprinde automat avariile în cazul în care frânezi prea puternic, ca să-i avertizeze pe cei din spate și inclusiv în momentul în care pilotul adaptiv funcționează, mașina pune frâne automat. Na, frumos ăla, de Asia. Adică îți aprinde stopurile ca să vadă lumea că ea frânează activ, chiar dacă tu nu ai tras de manetă. Și acum să auzim boxer în toată splendoarea lui. Soundcheck. Și frânarea e bună, adică pare bleagă la început, prin faptul că maneta e tare. Și dacă tragi tare, în schimb, intră sistemul combinat și pune ambele frâne. Dacă pui pedala, în prima fază ușor frânează ambele roți, după care aproape blochează roata spate până intră ABS-ul. Adică îți dă totuși control asupra lor. La Golding, de exemplu, ca Tourer, ambele frâne fac același lucru tot timpul, deci nu poți bloca roata spate. Aici, dacă apeși mai hotărât, auzi cum tinde să blocheze, numai că se și lase de bot, adică ea special e făcută în acest fel. Și, na, nu e ok manevra pe care am făcut-o, că era un Hyundai în spate și cred că l-am jenat un pic, așa că mi s-a părut normal să-mi cer scuze. Și aici mie mai teamă cu ea, de ceva frumos. Iarăși pe piatră cubică, suspensia filtrează fără niciun fel de problemă, merge foarte bine. Dar e clar că este o motocicletă făcută integral pentru drum lung. Adică e stresant să o conduci în oraș, trebuie atenție. Nu se încinge și la drum lung e bine că îți radiază căldură în zona picioarelor pe vreme rece.
Noi avem ventilatoare, nu sufla aer cald, că n-are ce aer cald să sufle, se ventilează automat. Și cam asta a fost. Partea cu greutatea este singura chestie care nu-mi place și poziționarea manetei de marșarier. În rest, toată lauda, chiar e o motocicletă interesantă, cu prețul pe măsură, pentru că până la urmă e un segment care costă, vine cu multe dotări, are sisteme de asistență, tot felul de opționale pe cromatic, așa că e normal să aibă acest preț și cred că cei care cumpără genul acesta de motociclete nu și-au ca prim reper partea de preț, în niciun caz. Pentru că ei caută altceva și cu siguranță, din tot ce am testat de la BMW, mi se pare cam cea mai bine asamblată, adică foarte calitative îmbinările, plasticele, manetele, parbrizul gros, nu flambează, astea deloc nu tremură, top case-urile și side case-urile sunt prinse bine, chedere să nu plouă în astea pe aici, sistemul de navi e bun, ăsta e sticlă, nu-i plastic, așa că chiar sunt curios de părerea voastră și dacă ați condus așa ceva, ce impresii v-a lăsat. Mulțumesc celor de la BMW Motorola România că mi-au lăsat-o pe mână să fac această filmare și o să mai iau diverse modele pentru că e o gamă interesantă. Sunt printre voi și pasionați de moto și cu siguranță trebuie acoperit acest segment. La revedere!